funcționarul noaptea, nici cu preacurvare nu ne însoțim. Hai să mergem mai departe, să vedem. Dai drumul gurii la rău. Și limba ta urzește vicleșugul. Cumva ne mai atinge aici un pic. Haideți mai departe, versetul 20. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Ce ziceți? Se mai întâmplă cu tot. Mă rog să mă duc la el, să spui, mă, uite, m-a rugat acasă mulți. Am zis ca să viu, să nu știu cum să-l fac, să spun, dar îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat cu tine. Eu nu sunt mai bun ca tine, sunt poate mai rău ca tine, dar vreau ca să ne rugăm împreună pentru ceea ce s-a întâmplat cu tine. Și spune cuvântul Domnului că dacă îl iubești pe semenul tău, du-te și poți ca asta. Dacă nu, stai acasă, nu te duci. Pentru că nu te primești. Și nu poți să-l îndreți. Vrei mai întâi în inima ta să nască acea iubire pentru semenul ăla care vrei să-l salvezi. Să vadă, să simtă că tu nu-l urești, că nu e vreun rău, că nu vrei să-l vorbești cumva, un fel de rău. Doar să-l faci de râs. Ce spunea versetul? Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut. Și eu am făcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă spui și și să nu fie nimeni să vă scapă. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce va vedea asupra căii lui, acelui îi va arăta mântuirea lui Dumnezeu. Nu acelora care ce fac? Înșir ce? Tot înșir la legi și ai în gură ce? Legământ cu Domnul. Domnul este bun. Uite ce legământ bun. Ce iubire. Și spui oamenilor, uite ce mântuitor bun și pe urmă, trebuie să vezi ce a făcut cu tare, să spun eu. Ia spune și tu. A, păi uite ce mi-a povestit cu tare. În Pildele Domnului, pagina 214, spune așa. Dumnezeu este iubire. El a arătat că iubirea este darul Domnului Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. El n-a reținut nimic de la cei răscumpărați ai Săi. El a dat întregul cer, pentru ca din El noi să putem lua putere și destoinicie, pentru ca noi să nu fim dați înapoi sau biruiți de marele nostru. Dar iubirea lui Dumnezeu nu-l face să îngăduie păcat. Și lucrul acesta trebuie să-l ținem minte. Dumnezeu este iubire. Dar, spune aici, iubirea lui Dumnezeu nu-l face să îngăduie păcat. El n-a îngăduit păcatul nici în Satan, nu l-a îngăduit nici în Adam și nici în Cain. Și El nu-l va îngădui în niciunul dintre fiii oamenilor. El nu va închide ochii față de păcatele noastre și nici nu va trece cu vederea defectele noastre de caracter. Dar așteaptă ceva. El așteaptă ca numele Său ce să face? Noi să biruim. Numai biruitorii vor fi pe Marea de Hristos. N-am găsit scris că vor fi și alții. Biruitorii vor fi în Împărăția Dumnezeu. Și lor li se atribuie toate fericit. Biruitorii. Dar cum putem să ajungem biruitori?
Hristos așteaptă ca numele Său noi să divim toate defectele noastre de frate. Se poate lucra aceasta. Dumnezeu, într-adevăr, este plin de iubire, dar nu poate să ne mântuiască în păcatele noastre. El vrea să ne mântuiască de păcatele noastre. Și în numele Său, cu ajutorul Său, cerând puterea Sa, putem scăpa și ajunge viitor. Și ultima. Mulți dintre noi zicem, a, păi e timp. Păi, dar sunt tânăr acum. E timp, mai e. Tata are 40, 50, 70, 90, până atunci am timp suficient. Sau alții zicem, păi, așteptăm ce să vină. Înaintea de venirea Domnului, vine ce? Revărsarea Duhului Sfânt. A, păi atunci o să fac o schimbare cu mine. Cum s-a făcut cu ucenicii. A primit putere și ce minuni s-a făcut în viața lor, că au început să vorbească în limbi, să predice adevărul său. Ce zel era pe ei atunci. Ce ziceți? Nu cumva e o înșelătorie a vrăjmașului și lucrul acesta. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, o să primim putere să ne schimbăm, să ne transformăm, sau unii gândesc chiar în felul acesta. La venirea Domnului vom fi schimbați. Nu spune așa versetul? Din slavă în slavă. Preschimbați. Haideți să vedem. Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie falciucorit. Ce seamănă omul, aceea voastră celălalt. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cerea din firea pământească cu trezire. Dar cine seamănă în Duhul, va se cerea din Duhul viața veșnică. Două paragrafe, dar nu trebuie citit amândouă, ci doar voi spicui. Unul este din Evanghelizarea, pagina 52. Spune așa, am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și priveau la timpul însuflețirii și la ploaia târzie, care să-i pregătească pentru a putea rezista în ziua lui Dumnezeu și să poată trăi în fața Sa. O, cât de mulți am văzut fără niciun scurt în timpul strâmbtorului. Așa a văzut Domnul. Mulți. Nu puțin. Mulți cred în felul acesta. Nu cumva ne-a înșelat vrăjmașul și pe mine și pe tine să crezi așa. Las că e timp. Las că atunci o să vezi ce să se întâmple. Când se va da decretul duminical, cum? Să calcă în sabat? Să faci ceva în sabat? Mai bine sufăr pedeapsa decât să moară. Ne înșelăm. Ei au neglijat pregătirea necesară din cauza, din această cauză, ei nu au putut primi însuflețirea pe care toți trebuie să o aibă pentru a putea trăi în fața unui Dumnezeu atât de sfânt. De ce nu s-a putut face nimic atunci? Pentru că au neglijat, sau au neglijat pregătirea astăzi. Și atunci nu vom primi puterea. Și vom rămâne în acea stare. Și în Căminul Advent, pagina 14, iarăși o frază care ar vrea să încheie. Caracterul pe care îl aveți în timpul de probă va fi caracterul pe care îl veți avea la venirea Domnului Hristos. Dacă vrei să fii un sfânt în ceruri, ca un biruitor, trebuie să fii sfânt și pe pământ. Trăsăturile de caracter pe care le cultivi în viață nu vor fi schimbate prin moarte sau în viață.
Vei ieși din mormânt cu aceeași dispoziție pe care a avut-o în căminul tău și în societate. Domnul Iisus nu schimbă caracterul la venirea sa. Lucrarea de transformare trebuie făcută acum. Viața noastră, de zi cu zi, determină destinul nostru veșnic. Să ne ajute Domnul ca să înțelegem, să fiți stăriți de vrăjmașurii cu care El caută să ne înșele. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Să ruga Domnul de ucenici, să roagă și de noi. Aveți grijă. Eu vreau, vă iubesc, am plătit prețul pentru voi, dar nu vă pot mântui în felul acesta în care Satana vă înșele. În păcatele voastre, eu vă vreau să vă mântuiți de păcatele voastre. Vreau să vă acord neprihănirea mea, dar nu peste haina voastră noastră. Dezbrăcați-vă de haina voastră noastră. Îndepărtați haina și îmbrăcați-vă cu haine de sănătoare. Îi spunea profetul. Dumnezeu să ne ajute și să acceptăm sfatul sale. Și să ne necânteze pe părți cu harul Său și cu putere în privința aceasta.